Rulota este un Swift Ace Avard. Este o rulotă de 6 metri lungime plus 1 metru proțapul și este una dintre cele mai frumoase rulote din anul acesta 2004 din gama Swift. În primul rând că Ace Avard are acest bot cu formă rotundă, frumos, elegant. Apoi rulota are geamuri încastrate și o să vă arăt și la interior, are două zone, pat matrimonial, mover, cam tot ce vrei de la o rulotă, cabină de duș, e exact una dintre puținele rulote care are și două zone și cabină de duș la mijloc. Hai să o luăm la cercetat. Acesta este proțapul Alco cu cârlig antibalans, roată mare de plastic, se manevrează ușor și cablurile de specific englezești de câte 7 pini, cel negru pentru instalația electrică, cel gri pentru frigider și baterie în mers. Rulota este într-o stare super bună, are șinele frumoase, intacte, bine lipite, nedelaminate. Botul acesta, vă spuneam, frumos rotund, geamurile toate sunt originale. Anul 2004, trecut pe seria de pe geama 10-a cifră aici, 2004, și pe, bineînțeles, pe seria de șasiv, același lucru. Rulota este înmatriculată. Geamurile, vă spuneam, că nu sunt delaminate, ceea ce este un lucru foarte important. Nu sunt, n-au crexuri. Cel din față, uite aici am putea identifica unul dintre cele trei mici defecte, are o fisură, geamul interior doar, cel exterior nu are absolut nicio problemă, deci nu intră apă în rulotă, are doar acolo o fisură. Hai să ne uităm la bulk. Pentru cunoscători, partea de sus albă, frumoasă, nu este deloc înnegrită, asta înseamnă că nu a intrat apă, umiditate în partea din față unde de obicei intră la rulote, alb după aceea și pe lateral. Asta înseamnă că șinele sunt bine lipite și nu a intrat apă pe lateral. În bulk avem cablu de 220, cablu de antenă în cazul în care montați o antenă afară, un furtun de alimentare cu apă, furtunele de evacuare pentru apă menajeră, coarba de la bidonul Aquarol de 40 de litri, da, se poate trage pe jos să nu ridici 40 de litri de apă, coarbă cu schimbare de sens care te ajută și să calezi mover-ul, ceas pe rulotă cu doi robineți și rulota are și conductă de barbecue, de gaz pentru cort, butelie englezească cu racord de presiune cu robinet. Desfacere rapidă, nu mai e nevoie de cheiță. Cam atât la partea din față. Lămpile de gabarit. Rulota este cu dungi bleu, vă spuneam, de șine, foarte bine lipite și cele de jos, de obicei acestea de jos se desprind și apare la interior umiditate. Vă spuneam de priza de barbecue cu robinet și aveți nevoie de un jack rapid și furtun pentru aragazul din cort. Tot în partea din față avem un spațiu de depozitare cu priză de 220 și tot aici se poate monta și o priză de 12V pe care să o scoateți pe această fantă atunci când vreți să încărcați telefonul sau alte elemente în cort și să aveți și etanșeitate să nu intre apă. Apoi avem spațiu de depozitare pentru baterie. Este o baterie, n-a avut baterie, am cumpărat o baterie Rombat de 85 de amperi în stare aproape nouă, vedeți că are cod de bare pe ea. Și cablu de alimentare la 220 plus o priză de antenă. Toate cu ieșirea pe această fantă specială. Geamuri încastrate. Rulotele cu geamuri încastrate sau geamuri de iarnă sunt nemuritoate pe zona aceasta de infiltrație pentru că rama de aluminiu este încastrată pe toată suprafața și prinsă bine, nu este doar acel cheder simplu. Ranforsează și rulota și sunt mult mai rezistentă, plus că oferă la interior posibilitatea de a avea parasolarul de jos și
plasa de țânțar de sus, cum o să vă arăt atunci când ajungem la interior. Aici sunt grilele de la frigider, admisie și evacuare. Cea de-a doua fisură sau microdefect este tot o crăpătură la geamul interior. O să vă arăt și dinspre interior. De la exterior nu are absolut nicio problemă, nu intră apă, este doar o fisură la interior. Rulota are și motor mover, carver, funcțional, bineînțeles. Am cuplat motor moverul, amândouă în față și amândouă în spate. Să dacă să facem un focus mai bun. Deci avem dinți de bitum sau ce sunt acești dinți. Lampa de exterior, ușă intactă, curată, frumos, plăcuța de greutate 1255 de kg goală și 1475 încărcată. Trebuie să verificați la punctul G1 în talon cât poate să tragă mașina dumneavoastră, dar pentru dotările ei este o rulotă chiar ușoară pentru această lungime de 6 metri. O altă mică scamă, cea de-a treia, este această buburuzare, să-i spunem, în zona aceasta de lângă apărătoare. Deci cam astea sunt cele trei mici defecte ale acestei rulote, să spunem așa. Nu este lovită la panouri, în afară de, eu știu, mici zgaibe ca acestea două, dar pentru mine nesemnificative. Importantă e structura de rezistență, să nu fie infiltrată. Partea din spate, avem fibră până sus, frumoasă ca și în față. Avem stopuri model nou care merg până în anul 2009 pe rotund. Spuneam că este înmatriculată. Geamul din spate de la patul matrimonial, lampă de stop pe frână. La podea, rulota arată iarăși foarte bine. Se vede motor moverul. Aici nu mai avem lumină. Okay. Picioare mari, decalare, care se manevrează mult mai ușor și sunt ramforsate. Șina din spate, pentru cunoscători, lampă de gabarit. Cam așa arată și pe partea dreaptă. Avem în spate gură de acces sub patul matrimonial, foarte importantă dacă vrei să pleci cu schiurile iarna, cum am fost eu în Poiana Brașov pe ger cu această rulotă, sau cu alte elemente pe care le poți pune în spate, dar să nu aibă greutate mare. Șinele de la pat, iarăși, sunt din aluminiu, nu de lemn, așa cum sunt rulotele obișnuite, și mult mai ușoare și mai rezistente, cu telescop. Hai să ne uităm un pic și aici, pentru cunoscători, la cu fără infiltrații, cum spune nepotul meu. Cam atât, aici avem tubulatura de sub patul de matrimonial. Apoi avem gura de alimentare cu apă pentru toaletă și jos ușa de vizitare de la toaleta Tedford de 20 de litri sau nu știu, undeva pe acolo. Avem sus dopul de evacuare pe caz de iarnă a apei de la toaletă și caseta Tedford curată, tot întreținut frumos. Este caseta pentru în care se pune descompunătorul și aceasta se golește atunci când, după o zi de două zi, două, când se descompune și hârtia igienică și alte elemente menajere, să le zicem așa. Geamurile toate sunt originale, cu seria rulote, niciunul nu este schimbat. Și pe partea dreaptă, aici chiar nu avem nici măcar o ciocănitură cât de mică la partea de tablă. Și avem geamul pe verticală, pentru că în față rulota are colțar, numai rulotele care au pat pe colț de două persoane au geamul acesta vertical și acesta este cu încastrat. Și antena de radio sus. Avar tristar și aici avem gura de
admisie jos și evacuare sus pentru boilerul pe gaz. Chiar scoate căldură și acela este capacul pentru mers. Dacă nu scoateți capacul, vă intră în eroare atunci când porniți boilerul. Și priza de alimentare cu apă plus bidonul de 40 de litri pentru apa rulotei. Cam atât la partea de afară. Să mergem la această rulotă frumoasă la interior, pe care într-o zi o să mai o cumpăr eu. Sau să o țin pentru mine. Aici avem plasă de parasolarul de la ușă. Toate geamurile au parasolar și plasa de țânțari, inclusiv plasa de la ușă. Scăriță Fiama, nouă. Ușa se desparte de la jumătate. Tăvița pentru preș. Preșul lipsește. Am lăsat la alegerea dumneavoastră să vă cumpărați un preș din acela cu rulotă frumos pe el. Aici avem întrerupătorul pentru becul de afară. Și jos avem linoleum, așa cum se vede curat, plus mochete care se scot foarte frumoase, întreținute, ușor de curățat. În partea din spate avem celebrul și căutatul pat matrimonial. Fix, ca să nu mai stai să-l strângi, este pat ca acasă, îi lipsește o mică bucată, așa e la rulote, patul matrimonial cu un mic colț, dar aici se presupune că vin picioarele și în cap. Și avem așa, geamurile, așa cum vă spuneam, cu parasolar armonică de jos și plasă de țânțar de sus, și ele pot fi poziționate unde se dorește, ceea ce se poate întâmpla numai la variantele cu ramă încastrată, cu geamuri încastrate și cu ramă de jur împrejur. Apoi avem în partea de la cap un spațiu de depozitare, alte spații mai mici, luminile aferente de la patul matrimonial pentru cititori. Asta e rulotă pentru cei care vor să citească o carte, două, trei. Sus avem spații de depozitare. Și hai să vedem și colțul pentru conesori. Așa, cu fără infiltrații, frumos. Geam mare în spate și în partea din față, așa cum stați în pat, aici ai putea să pui un laptop sau un televizor. Avem priză de 12V, priză de 220 și antenă. Cablu plus ușă armonică închis-deschis. Sus avem și o lampă centrală și trapa din spate de la patul matrimonial are, bineînțeles, și ea parasolar, plasa de țânțari și deschidere cu 3 trepte pentru această trapă. Iar lângă pat avem și paravanul care închide toată zona aceasta din spate, ca să putem să avem intimitate pentru copii dimineața, să rămână la întuneric atunci când vreți să începeți să acționați la bucătărie. Să ne uităm și aici sunt actele, rulote, talonul, carte, asigurare și alte elemente. Patul se ridică cu, uite, l-am ridicat cu o singură mână. Are amortizoare, deci l-am lăsat liber și este o zonă unde se pot pune lucruri ușoare, nu grele, pentru că atunci se creează balans în rulotă, dar sunt de, se găsesc și din cele catrafuse ușoare, ca să, care să nu dezechilibreze rulota. Deasupra ușii avem un panoul de control cu întrerupătorul de general. Luminile, general poți să stingi toate luminile când pleci din rulotă, pompa de apă și testerul de baterie. Cam atât la partea de intrare, pentru că plasa de țânțar v-am arătat-o. Urmează zona de bucătărie. Zona de bucătărie este aragazul clasic englezesc cu, hai să o luăm de jos în sus, spațiu de depozitare, cuptor cu flacără de jos, curat, întreținut, frumos, într-o pizza, o plăcintă. Avem grilul cu tavă și cu flacără de sus, aprindere electronică, trei ochiuri pe gaz pe care le sting că mă sufoc
și un ochi pe electric. Deci în cazul în care nu mai aveți gaz în butelie și mergeți într-un camping, puteți să folosiți ochiul electric. Sus avem spații de depozitare, aici e becul de afară, pe mijloc alt spațiu de depozitare și cel de-al treilea, unde avem și un suport pentru sticle. Acesta este geamul de care vă spuneam, deci fisura este doar pe interior, nu are probleme cu apa. Probabil că la un moment dat, din cauza vântului, neavând decât un singur amortizor pe partea aceasta, a fost forțat și atunci a apărut acea fisură, că acolo se sprijine amortizor. Chiuvetă de inox cu apă rece și apă caldă, 70 de grade. Trebuie să apară imediat și aburii din ea. Ok, se văd, deja a început să iasă. Latul chiuvetei cu o priză de 220 și două spoturi în partea de sus, funcționale. Unuia, uite că am mai găsit un mic defect, unuia îi lipsește capacul. Dar asta doar pentru bucătăresele care se mai și apleacă să șteargă praful. Avem la mijlocul zonei de bucătărie un sertar pentru veselă. Aici avem explicațiile pentru comutatoarele de gaz, cele patru căi, sobă, boiler, cuptor și frigider. Un spațiu de depozitare cu lisant și cam atât. Zona din spate pentru cei care vor să vadă și altceva. Ok. Și apoi în partea de sus avem și aici veselă, da? Se poate pune și aici la zona aceasta culisantă. Frigiderul pe cele trei căi clasice, gaz 220 și 12V, cu aprindere automată, adică e suficient să cuplezi pe gaz și atunci el pornește, sau pe 220, nu trebuie să mai apeși niciun piezo, totul este automat. Frigiderul, bineînțeles, că este mare, cu rafturile aferente și congelator curat, întreținut. Și apoi avem spațiu de depozitare pentru masă. Masa care se montează aici la jumătate sau poate fi dusă în cort. Aici mai intră încă o măsuță pentru cort, o măsuță de aluminiu de la Decathlon, este perfectă, ușoară, se potrivește perfect în acel spațiu. Hai să ne uităm și la baie. Baia înseamnă că această rulotă cu două zone este una din foarte puținele rulote care au și cabină de duș la mijloc. Extrem de puține, n-am avut decât 3 rulote din toate cele pe care le-am vândut. Avem așa, toaletă rotativă cu butonul de tras apa electric și apoi evacuarea de jos și senzorul de supraplin al casetei de toaletă, care vă anunță că s-a umplut caseta și trebuie golit. Suportul de prosoape. Aici avem un întrerupător pentru becurile din baie amândouă odată, iar cel din cabina de duș poate fi oprit și independent de celălalt. Oglindă, sus avem spații de depozitare cu șampoane și alte obiecte sanitare. Cea de-a patra trapă, da? Este trapa din baie cu plasă de țânțari. Paharul pentru periuță, săpunieră, baterie nouă-nouță, am cumpărat-o noi, și spațiu de depozitare în partea de jos. Plus gură de aerisire pentru ventilație. Poți să încălzești doar baia în anumite, dacă dorești, în toată rulota, atunci când te pregătești să faci baie. Cabina de duș cu ușă pe rotund, culisantă, cu plexic integral, ca să poți să faci baie fără să ai de-a face cu tapetul
sau cu alte zone de lemn ale rulotei, para de la duș și cădița pentru conesiuri nefisurată, curată, totul funcțional, apă caldă, apă rece la ambele, și la duș și la baterie. Aici mai avem suportul de prosoape și cam atât la baie. Mai avem o oglindă undeva în mijloc. Vis-a-vis de aragaz, bineînțeles, este și hota aceasta gen trapă, gen nu, da, trapă gen hotă, scuze, care are 3 trepte și 2 sensuri, admisie și evacuare. Asta e treapta 3, 1 și 2. Și după ce se oprește elicia, putem să schimbăm sensul. Trapa are și parasolar, pentru că plasa de țânțar este grila aceasta de plastic. O schimbam și sensul. Deci totul este funcțional. În partea din spate avem la mijloc soba, truma cu pornire electronică, da? Se aude scânteia, ținem apăsat pentru gaz și deja a pornit. Vâje, se vede dacă... Și aici avem partea, haideți să opresc, avem zona de truma vent. Dacă dăm pe manual, pleacă, scoate aerul cald din sobă și îl distribuie în restul rulotei. Și zona de automat, care duce aerul cald în mod controlat, în funcție de termostat. Acelea sunt gurile de truma vent, deci avem două în zona din față, una în baie și una la patul din spate, pe care deja vi le-am arătat. Deasupra sobei avem dulapul de haine pentru umerașe, în spate distribuitorul de cablu de antenă, grilajul de la horn de protecție. Aici avem tabloul electric, jos siguranțele de 220 cu generalul în partea stângă și 3 siguranțe împărțite pe consumatori pe 220, și sus avem acum pornit boilerul pe electric, water heaterul, chargerul la 220, space heaterul în cazul în care pornim sobița, și aici e comutatorul de car, mașină sau caravan, plus siguranțe de 12V pe diverse zone. În partea de sub spațiu de depozitare avem, să prindem și o lumină, curat, motorașul de la truma vent, cabluri și pentru conesori zonele de cufără infiltrații. Cam atât la partea de dulap. În spate de tot, sau fața rulotei practic, avem colțarul frumos, elegant, care se face pat de două persoane. De aici se trage somiera, trebuie ridicată această bucată de canapea și se trage somiera exact până aici, adică se face un pat de dimensiunea celui din spate, cel matrimonial. Cu pernele rămâne colțul acesta liber, deci poate fi și patul făcut și aici să stea cineva să citească pe colțul acesta. Jos avem spațiu de depozitare pe acest biroaș, cablu de antenă pentru antena din față, dacă vreți să vă montați o antenă parabolică, curat, frumos, elegant. Hai să ne așezăm aici pe canapea. Acolo avem ceasurile de boiler, acesta cu verde este boilerul pornit. Acesta are drum puțin la curent la 220. Acesta este sobița, a comutat sobița și acum am ales rezistența 2500 și 1000. Funcțional. Hai să oprim și boilerul pe gaz. Și prizele de 220, 12V și antenă. În partea de sus avem minibarul englezesc cu o poliță și un LED pentru minibar, pentru cei care vor să bea apă minerală. Nu le recomand altceva.
geamul frumos pe verticală, apoi becurile de 2.20, exclusiv pe 2.20, cele două stânga-dreapta singurele din rulotă, restul toate lămpile sunt pe 12V, inclusiv acestea din față, stânga-dreapta, tot pentru lectură. Avem și boxe, două boxe, și avem și cu fără casetofon. Cineva a avut nevoie de casetofon și n-a mai ajuns în România, dar finele de conectare sunt acolo. Alt spațiu de depozitare, ușile frumos pe rotund, ceasul care așteaptă și el o baterie. Zona din față am uitat să arăt pentru conesiori. Da, frumos, elegant, sus, curat. Și aici la fel. Hai să vedem și aici. Ok. Dacă tot suntem la controlat de cu fără umiditate, hai să vedem tot până la capăt. Da? Curat, frumos. Nu are niciun fel de infiltrație. Are aici un colțișor de melamină desprins, dar se prinde la locul haracet de la soare. Hai să ne uităm și sub paturi. Aici avem o ușiță mică. Acum pentru cei care vor să uite la infiltrații, să luăm puțin, să ridicăm și boilerul cu clapeta de evacuare a apei pe timp de iarnă. Se ridică clapeta și se și lamelele de la toate bateriile, se păstrează bateriile deschise ca să nu rămână, pentru că ele sunt cele care cedează iarna. Acolo avem siguranțe de 12V pentru iluminatul rulotei, adică pe exterior, semnalizări, farul, topă, frână și toate celelalte elemente. Pernele curate, frumoase, toate. Și sub bancheta din față, mai greu să vă arăt acolo, centralina de la mover, siguranța de la baterie și o aerisire plus cutiile pe care deja vi le-am arătat afară. Și bineînțeles și ușă de vizitare în partea de jos, fără să mai ridici banchetele. Cam atât despre această frumoasă rulotă. Două zone, cabina de duș, mover, frumoasă.